Hai noroc și voie bună! Astăzi ne ocupăm iarăși de omletă, ca să fie bine, să nu fie rău. Cei care mă știți de la început știți prea bine că îmi plac omletele la nebunie. Și îmi plac omletele la nebunie pentru că sunt foarte sănătoase și se pot face în mii de feluri. Și mai mult de asta, omleta este oportunitatea să golești ce mai ai rămas prin frigider sau pe lângă frigider. Spre exemplu, eu am vrut să fac zilele trecute niște ardei umpluți și m-am răzgândit și am făcut sarmale, înțeles? Și am rămas cu ardei, omule, am rămas cu vreo, cred că am vreo 8 ardei. Bine, 3 dintre ardei sunt aici acum, înțeles? Dar au fost 8 ardei. Bineînțeles că aș fi putut să-i coc, să-i fac o salată de ardei copți, ceea ce am să-și fac cu ceilalți 5 care au rămas. Dar cu ăștia la 3 mă gândeam să fac o omletă. Și stai cu mine că îți garantez eu că n-ai mâncat niciodată omletă cu ardei, așa cum o fac eu. Ne apucă de treabă. Ardei ăștia i-am tăiat fideluță, tăcă, 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 îi punem o lecuță deoparte. Am aici 5 ouă, de ce 5 și nu 6? Pentru că numai 5 am în frigider, atâta tot. După cum se vede, culori diferite din mame diferite. O lecuță de sare, pisi ouă și le batem bine, 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 bine. Am spus și o lecuță de piper și le punem deocamdată deoparte. Agregat tigaie, foc și usturoi cu ardeii noștri. Usturoi cu niște sare peste ardei și amestecăm. Și șmecheria stă în felul următor. Trebuie să lăsăm ardeii ăștia la foc mediu, aș spune. Nu foarte mititel, dar nici foarte mare. Un foc mediu, până când se moaie. Până când încep să se rumenească, să se caramelizeze. Dar este foarte important să nu grăbim procesul. Practic, noi vrem să scăpăm din apa din ardei. Și în momentul când scăpăm din apa din ardei, ardeii o să înceapă să își elibereze zahărul natural. Și atunci o să înceapă să se rumenească. Și atunci au gust deosebit. Uite așa, încetişor. Mai amestecăm din când în când. Înțelegi? Uite așa, am ținut eu pe foc ardeii ăștia, ca să zic eu așa, pentru un sfert de oră, până când au ajuns la stadiul ăsta, vedeți, s-o muia de tot și au început să se rumenească. Deja ei încep să miroase a caramel, înțelegi, de la zahărul pe care și l-au eliminat. Înainte să pun ouăle, am să pun niște oțet balsamic, nu foarte mult, aproximativ o lingură. Oțetul balsamic în combinație cu ardei. Asta fiind spus, dacă n-ai oțet balsamic, nu ți-aș recomanda să pui oțet normal. Nu, nu, nu. Și hușturiu cu ouăle noastre. Uite așa. Amestecăm, uite așa, frumos o lecuțică. Hușturiu cu niște telemea pe deasupra, uite așa. Ce am să mai pun eu tot deasupra? Niște roșioare de astea fierii, tăiate așa în jumătate. Bineînțeles, treaba asta este opțională. Dacă ai pui, dacă n-ai, nu pui. Și mai presărăm o lecuțică de oregano uscat. Cu oregano, cu roșii și cu telemea, mână, mână, frați de cruci. Și hușturiu cu toată treaba în cuptor pentru vreo 5-6 minuțele la 180 de grade. E voilà, omletă, cu ardei. Și cu niștele mea, și cu niște roșii. Hai să și luăm o bucățică, tăiem așa ca pe pizza. Uite așa, o luăm și o punem, uite aici, așa pe o farfuriuță. Și dacă cuvântul de ordine este ardei, eu am să mănânc toată treaba asta cu niște gogoșari, dintre aia, de care am pus asta toamnă, de aia în sos. Punem niște gogoșari aici, păi da. Hai să vedem care-i treaba când plouă în gură. Ia. O nebunie, vă promit. Mamă, mamă, e minunată, măi băieți, știi cum intră? Și cu gogoșarii ăștia în sos? Da, da, se aprobă. Hai noroc și la mai mare, să ne auzim sănătoși, tot la viitoare, vă pup!